Continuăm această dimineață și am o deosebită plăcere să discut despre un concert caritabil în care veți avea parte de colinde frumoase, de magia sărbătorilor de iarnă, dar detalii ne va oferi invitata noastră. Alături de mine este doamna Valentina Vâhrist, managerul centrului de plasament Curcubeul Speranței. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că ați reușit să găsiți timp și pentru noi. Data de 19 decembrie se apropie cu pași grăbiți, pentru că asta este ziua în care va fi și un adevărat examen, practic, din partea copiilor de la centrul de plasament. De unde a pornit ideea acestui concert caritabil? Acest concert caritabil l-am planificat de mai mult timp. Sincer, ne planificam de mai mulți ani să avem un concert anume în conținutul căruia să fie colinde, dar precum colindele nu întotdeauna sunt atuul tuturor interpreților. Așa. Și este mai dificil, am apelat la Corul Înger Alb, care este unul deosebit, cântă muzică de calitate, încât ei să ne poată presta acest serviciu, în schimbul bucuriei acestor copii care sunt la noi în centrul de plasament. Să vorbim un pic despre copiii care sunt actualmente la centrul de plasament, cât sunt, de ce beneficiază ei, cum sunt selectați aceștia? În plasament la noi sunt la moment 25 de copii din capacitatea maximă a centrului. Vreo două săptămâni în urmă am avut chiar 27 de copii din capacitatea maximă. Acești copii sunt din familii social vulnerabile, au diferite necesități, spectrul este foarte larg, iar noi oferim servicii începând de la cazare, școlarizare, servicii psihologice, medicale, având chiar deja o ramură bine structurată, în dependență de necesitatea copilului, aceste servicii sunt prestate. Dacă noi, în centrul nostru, nu avem aceste servicii, facem legătura cu alte asociații sau instituții statale care ne pot oferi aceste servicii pentru copiii care sunt la noi în centru. Până la urmă, să ai grijă de 25 sau 27 de copii, e complicat. De ce este nevoie ca să faci față acestor provocări? Pentru că menționați și dumneavoastră, fiecare copil are nevoie de o abordare individualizată, are nevoie de un tratament special. De ce este nevoie? De multă iubire și multă răbdare. Atât. Exact. Trebuie să fii un specialist, pentru că nu poți să vii din stradă și să oferi acestor copii necesitățile lor. Acești copii, în primul rând, au lipsă de dragoste și de multe ori se manifestă printr-un comportament agresiv, pentru că le lipsește dragostea. Iar cel care nu este specializat în acest domeniu, înțelege că acestea ar fi mofturi cumva din partea copilului, pe când copilul cere practic altceva. De aceea pot să spun și nu o să greșesc, este complicat, dar îți aduce plăcere atunci când vezi parcursul vieții, cum copilul s-a schimbat, cum ajunge matur și cum ajunge un om învățat, un om bun pentru societate, este o plăcere. Bineînțeles că te consumi, dar dăruim dragoste, primești și dragoste de la acești copii. Efectul bumerangului funcționează extrem de bine în astfel timp de trebuie. Timp de, și experiență aveți, slavă Domnului, de 15 ani oferiți și prestați astfel de servicii, de îngrijire. 15 ani sunt oficial pentru denumirea de Curcubeu Speranței. Dar în total, centrul activează de 23 ani. Ăsta face 24 de ani de activitate. Sub denumirea respectivă, oficială, 15 ani, dar activitate de mult mai mult. Reușiți să țineți legătura cu cei care au trecut sigur? În îngrijirea sigur. Centrului de plasament și care sunt subiectele de discuție? Cum se păstrează această comunicare și relație caldă? Nu o să dau greș dacă spun că nu 100% din copii vin cu mulțumiri înapoi, pentru că asta este normal. Centrul nostru este de plasament și unii copii stau o perioadă scurtă, pot fi 6 luni sau un an. Iar memoria copilului, bineînțeles, nu se păstrează până are 30 de ani ca să-și aducă aminte. Dar mulți dintre cei care rămân la noi 2 sau 3 sau 4 ani, aceia sigur se întorc cu mulțumire și mai mult vreau să vă spun că atunci când vin, niciodată nu vin cu mâna goală, vin cu ceva pentru copiii care deja sunt în plasament la moment. Pentru că s-au bucurat de afecțiune, sunt dornici să împărtășească și ei din astfel de, exact, de sentimente. Revenind un pic la acest concert de caritate, mi se pare foarte
frumoasă și delicioasă această exprimare. Fiecare copil e o floare, iar toți împreună formează o grădină minunată. Fie ce bilet procurat pentru acest concert va fi utilizat pentru copiii din cadrul acestui centru de plasament. De ce mai exact au nevoie aceștia? Uitați-vă, noi suntem o asociație obștească care finanțele le găsim singuri, propriu. Deci noi nu suntem susținuți prin finanțare statală. Astfel noi găsim finanțare internațională pentru acești copii, dar ne dorim ca și Republica Moldova să ne cunoască, să știe că noi existăm și noi să le prestăm aceste servicii în schimbul unui bilet care nu doar l-ai donat sau ai dat acești bani și nu ai văzut rezultatul. Vrem ca oamenii să se bucure de ceea ce oferă, să primească plăcere de la aceste colinde pe care le ascultă și totodată, prin intermediul acesta, aș putea spune că copiii noștri sunt copii ca și toți ceilalți, flori din grădină. De ce ar mai avea ei nevoie? De dragoste și de o familie. Cel mai mult copii își doresc un tată și o mamă. Deci asta este necesitatea lor strigentă. Și oricât de simplu nu ar suna, e atât de complicat să ofere unui copil acest drept, care până la urmă este și vital pentru o existență frumoasă. Cât de entuziasmați sunt copiii din cadrul centrului de acest eveniment frumos ce se va desfășura pe 19? Abia așteaptă. Dar se implică? Vă întreabă cu ce ar putea să ajute? Da, ei deja în imaginația lor își închipui că trebuie să facă pentru fiecare fulgidenea. Deci ei cumva înțeleg că cei care vor veni la acest concert vin inclusiv pentru ei și își doresc ca cei care vin să rămână cu un sentiment de mulțumire. Astfel ei exprimându-și bunăvoința prin crearea de diferite de compoziții, lucruri care sunt utile în pragul sărbătorilor de Crăciun. De ce ați optat totuși pentru un concert de colinde? Colindele, în primul rând, sunt piesele care ne aduc mai aproape de Dumnezeu. Și atunci când noi suntem cu o inimă mai deschisă pentru cuvântul lui Dumnezeu, atunci suntem și mai darnici, pentru că sincer, nu trăim cele mai frumoase și cele mai înfloritoare timpuri. Pentru fiecare orice bănuț contează. Și noi înțelegem că conflictele pe care le avem pe alături de țara noastră, sărăcia care, da, ea există la noi, nu este atât de ușor să donezi. De aceea ne-am gândit că donația trebuie să fie cumva emoțional remunerată. Și prin aceasta am dorit ca oamenii să simtă parte sensibilă împreună cu Dumnezeu, făcând un bine. Nu toți pot să iau un copil acasă. Avem și de asemenea cazuri. Dar cei care acum sunt implicați în acest concert și sunt chemați ca să facă parte de lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să avem milă de orfani și văduve. Mai mult, Dumnezeu spune că aceștia sunt copiii Lui. Și oricine va încerca să facă ceva rău sau să-i despăgubească pe acești micuți, așa îi numește, El spune că mie îmi faceți aceste lucruri. Și ne-am gândit acest concert să-l sensibilizăm, încât oamenii să înțeleagă că ei pot, prin lucrarea lor, pot să facă parte din lucrarea lui Dumnezeu. E o poveste frumoasă care ar trebui să dăinuie și pe parcursul anului, nu doar de Crăciun. Ați reușit să amenajați centru, să puneți, să împodobiți bradul, de exemplu, acolo? Săptămâna aceasta deja s-au început aceste lucrări. Copiii au amenajat bradul, au pus jucăriile cum consideră ei. Centrul încă în totalitate nu este împodobit, dar urmează. Parcurs urmează, sigur. Să fie cu Doamne ajută, mulțumim tare frumos că ați venit în această dimineață. Mult spor și oameni cât mai darnici și binevoitori care să se implice nu doar pe data de 19 decembrie, dar și pe parcursul anului pentru a susține acești copii. Mulțumim mult pentru invitație și sperăm să aveți cât mai des asemenea emisiuni în care lumea să cunoască că binele dăinuiește pe acest pământ.